Hello, hello, bine v-am regăsit! Bună seara, bună dimineața, depinde la ce oră mă ascultați. Astăzi o să scoatem niște cărți pentru ziua de marți, 28 septembrie. După cum am obișnuit, avem varianta numărul 1, 2, 3 și 4. Pentru cei care vreți să alegeți etalarea în funcție de simboluri, vă las acum pe ecran niște imagini, alegeți cu intuiția, alegeți imaginea care vă atrage cel mai mult, puteți să alegeți o carte pentru voi, una pentru iubit, iubită, soț, soție sau cineva apropiat din viața voastră. Și deocamdată noi o să începem cu numărul 3. Pentru cei care ați ales numărul 3, a ieșit aici o carte care combină foarte frumos în sine simbolismul arcanei majore Justiția și a arcanei minore Optul de Săbii. E posibil pentru cei care ați ales numărul 3 să vă simțiți oarecum furați, înșelați, ca și cum toată lumea este împotriva voastră, dar aici mare, mare atenție, pentru că Optul de Săbii ne arată că blocajul este unul autoimpus. Este un blocaj care vine de la voi, din interiorul vostru, și dacă vreți ca realitatea voastră exterioară să se schimbe, va trebui în primul rând să vă schimbați realitatea voastră interioară, gândurile, emoțiile pe care le simțiți, mai ales acea voce interioară care, știți, vorbește non-stop, constant, de-a lungul zilei în mintea voastră. Ei, uitați-vă foarte atent la acea voce interioară. Este una care vă susține, este una care vă încurajează sau, dimpotrivă, de fiecare dată când aveți o idee sau când cineva vine și vă face o propunere, primul gând care apare în mintea voastră este unul negativ. Nu o să iasă niciodată, nu o să fie bine, o să fie foarte greu. Dacă astea sunt gândurile care se întâmplă constant în mintea voastră, atunci de ce vă mirați că aici talerul balanței este în dezechilibru? În primul rând, trebuie să ajungeți la un echilibru interior, trebuie să fiți mai îngăduitori cu propria voastră persoană, trebuie să învățați să fiți mai iubitori și mai protectori cu propria voastră persoană. Pentru cei de la numărul 3, v-aș recomanda să vă faceți o serie de afirmații pozitive, să vă scrieți pe un bilețel, pe o hârtiuță sau un telefon, o notiță, cu cel puțin 3 afirmații pozitive, 3 lucruri care vă plac la voi înșivă, 3 calități pozitive pe care le aveți și pe care le apreciați la persoana voastră și pe care să le repetați de mai multe ori de-a lungul zilei. În acest fel o să reușiți mai ușor să vă schimbați această mentalitate atât de toxică care aici vă ține captiv, vă ține captiv într-o relație care nu vă convine sau într-un loc de muncă care nu vă convine, poate în relații de prietenie care doar profită de pe urma voastră, poate în niște tipare toxice care vă distrug sănătatea. Indiferent cum se aplică asta pentru situația voastră particulară, va trebui să analizați, să faceți această muncă de autoanaliză și în momentul în care o să modificați mindset-ul, da, starea mentală, discursul vostru interior, o să vedeți că și realitatea exterioară o să urmeze să facă aceste schimbări în consecință. Mare atenție astăzi la balanțele din viața voastră sau dacă voi sunteți un nativ din zodia balanță, fie că aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare în balanță, această zonă de viață va fi foarte proeminentă sau persoanele din balanță din viața voastră vor fi foarte importante pentru voi astăzi. Pentru cei care ați ales numărul 3, vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-ați regăsit în interpretare, nu uitați să dați un like acestui video, să dați mai departe, să dați share, pentru că cu siguranță vor fi și alți oameni care pot să profite de pe urma acestor informații. Și acum hai să mergem mai departe la numărul 1. Pentru cei care ați ales numărul 1, a apărut aici iarăși o carte care combină energia unei arcane minore și a unei arcane majore. Pentru voi este vorba de spânzuratul împreună cu doiul de săbii. Nici pentru voi lucrurile nu se mișcă foarte mult, la fel ca și la numărul 3, lucrurile sunt staționare, sunt în stagnare și foarte similar cu numărul 3 și pentru cei de la numărul 1, aici văd că blocajul este autoimpus.
Diferența acum între cele două grupuri, între cei care ați ales numărul 3 și numărul 1, vine în soluție. Pentru cei de la numărul 1, soluția este să faceți un pas în spate și să priviți situația dintr-un alt punct de vedere. Pentru voi, clar, nu este momentul de a acționa astăzi. Pe cât posibil, încercați să evitați să semnați acte, încercați să evitați să luați decizii radicale în viața voastră, încercați să evitați în această zi niște discuții foarte importante, evitați cearta, evitați contrazicerile, pentru că pentru cei de la numărul 1, aceasta este o zi de introspecție. Spânzuratul ne arată clar că aici planeta Neptun o să vă influențeze foarte mult în această zi. E posibil de asemenea ca nativii din Zodia Peș să fie foarte importanți pentru voi în această zi și soluția sau cheia pentru a vă debloca din situația în care vă aflați la momentul actual pentru cei de la numărul 1 este să vă ascultați intuiția. O parte dintre voi s-ar putea să aveți niște vise premonitorii, o parte dintre voi s-ar putea să vedeți niște cifre sau niște simboluri care se repetă. Fiți foarte atenți la simbolurile din lumea animală, da? Dacă vă iese în cale, nu știu, un anumit tip de pasăre mai special sau un animal mai special, fiți foarte atenți pentru că divinitatea încearcă să comunice cu voi prin intermediul lumii naturale sau prin intermediul viselor și a premoniților. Pentru aceia dintre voi care aveți pisici, care aveți animale de companie, fiți foarte atenți pentru că e posibil ca aceste animale de companie să vă arate, să vă tragă niște semnale de alarmă. Știți că și pisicile și câinii atunci când simt că în organismul uman, în organismul stăpânului lor apare un dezechilibru, vin și se pun cu lăbuța sau cu botul pe acea parte a organismului care e dezechilibrată. Iar s-ar putea ca aici animalele voastre de companie să vă arate că aveți o problemă de sănătate de care nici măcar nu știați, pentru că încă nu v-a dat bătăi de cap. Sau dacă vine cineva la vizită în voi și câinele sau pisica se agită și nu are un comportament deschis, prietenos către acea persoană, e un semnal de alarmă să vă țineți departe de acea persoană, da? Și aș putea să vă dau o grămadă de alte exemple, dar aici o să vă las pe voi să descoperiți mai departe semnele prin care divinitatea, prin care Dumnezeu, prin care intuiția voastră comunică cu voi. Dacă v-ați regăsit în această interpretare, vă rog să dați un like acestui video, pe mine mă ajută foarte mult de fiată când îmi lăsați comentarii sau când dați mai departe aceste informații, astfel încât să profite cât mai mulți oameni de aceste avertismente. Și acum o să mergem mai departe pentru cei care ați ales numărul 4. Foarte frumos! Pentru cei de la numărul 4 a ieșit aici Arcana Majoră Nebunul. Această carte vorbește despre noi începuturi. Pentru cei de la numărul 4, astăzi este momentul în care ar fi indicat să spuneți da, să spuneți da provocărilor pe care viața vi le pune în față. De ce? Pentru că aici, sub influența planetei Uranus, nu știu exact ce tranzite face acum Uranus în harta voastră natală, asta va trebui să identificați pentru fiecare dintre voi. Dacă vreți să vă ajut cu identificarea tranzitelor în harta voastră natală, puteți să-mi lăsați în comentarii și o să încerc să vă răspund la cât mai mulți dintre voi. Ideea este clară că aici planeta Uranus influențează ceva în viața voastră, dă peste cap ceva în viața voastră și vine cu niște surprize foarte, foarte plăcute. Vine cu oportunitatea unui nou început. Dacă sunteți singuri, aici o să apară în viața voastră o persoană mai ciudată, mai neobișnuită, s-ar putea să fie genul de persoană care nu v-ați gândit niciodată că ați putea să aveți o relație, dar fiți atenți, pentru că aici există mari șanse de reușită. Dacă sunteți la un job care nu vă convine, aici o să vină oferta unui nou loc de muncă sau oferta unor noi proiecte foarte interesante, foarte captivante pentru voi. Dacă nu aveți un loc de muncă astăzi, s-ar putea pe niște căi mai neobișnuite să vă apară o ofertă de muncă, da? Aici lucrurile sunt neobișnuite, neașteptate, apare o surpriză în viața voastră
Și sfatul cărții este clar, fiți deschiși către necunoscut, fiți deschiși către noi provocări, pentru că aici există foarte, foarte mult potențial, atât în dragoste cât și în afaceri, există foarte, foarte mult potențial. Dar, ca să puteți să profitați de acest potențial, de aceste oportunități pe care viața vi le pune în față acum, va trebui să aveți foarte mult curaj. Aici soarta este de partea celor curajoși, norocul îi favorizează pe cei care riscă. Da? În această zi puteți să vă asumați anumite riscuri știind că beneficiile vor fi foarte mari și că aveți foarte, foarte mari șanse de succes. Dacă v-ați regăsit în această interpretare, vă rog frumos să dați un like acestui video, lăsați-mi în comentarii părerile voastre, ce ați vrea să adaug, ce alte videouri ați mai vrea să vedeți de la mine. Pe mine mă ajută de fiecare dată când îmi dați un like, un comentariu și mai ales când dați mai departe aceste informații ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până aici, hai să trecem mai departe. Ultimii, dar nu cei din urmă, numărul 2. Wow, pentru voi mari, mari avertismente. Nu știu de ce văd că se tot repetă cărțile, că cartea asta a mai ieșit de câteva ori săptămâna trecută. Este o carte care combină în sine energia pajului și a cavalerului de săbi și este o carte care vine să tragă un mare, mare semnal de alarmă. Astăzi este o zi în care ar fi bine să aveți urechile ciulite, să fiți foarte atenți la toate lucrurile care se discută în jurul vostru, pentru că aici comunicarea este la cote maxime. Aici sunt foarte multe discuții, foarte multe informații care zboară așa cu foarte mare viteză în jurul vostru și riscați să vă scape o informație foarte importantă. Un alt semnal de alarmă o care vine această carte este să stați departe de bârfe, adică nu fiți voi cei care bârfesc sau dacă auziți anumite informații, nu le dați mai departe, pentru că aici jumătate din informație este adevărată, jumătate este falsă. Și fiți foarte atenți pentru că toate aceste bârfe, toate aceste informații pe care le aflați azi, s-ar putea să fie un test. Un test pentru caracterul vostru, un test pentru personalitatea voastră, un test prin care anumiți oameni vor să vadă dacă pot sau nu să aibă încredere în voi. Recomandarea cărții pentru cei de la numărul 2 este foarte clară astăzi. Țineți urechile ciulite, dar nu dați mai departe informația pe care nu sunteți 100% siguri că este adevărată, indiferent de la cine aflați. Dacă nu aveți și evidența scrisă sau fotografică sau video că anumite lucruri sunt adevărate, fiți sceptici în această zi. Nu aveți încredere în nimic care nu este tangibil, pe care nu puteți să puneți mâna. De asemenea, aici cu cavalerul și pajul de săbi, există o foarte mare posibilitate că astăzi cineva din cercul vostru de prieteni să își arate adevărata față. Poate să fie un prieten, poate să fie un membru din familie, poate să fie un coleg de la lucru, de la școală. Aici cineva la care nu v-ați așteptat să fie atât de rece și de tăios își dă rama pe față și vă dați seama că acea persoană de fapt umblă doar după propriul său interes și că ar fi dispusă să calce peste oricine și peste orice pentru a-și atinge țelurile. Bucurați-vă că aflați acest lucru acum și nu mai târziu. Dacă v-ați regăsit în interpretările mele, vă rog să dați un like acestui video. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu mine până la final. Vă doresc tuturor să aveți o zi de marți absolut magică și nu uitați că ne vedem și mâine la aceeași oră. Pa, pa!